Zeci de incendii de vegetație uscată au fost semnalate în cursul anului 2022. O parte dintre fermieri s-au gândit să-și curețe terenurile prin incendiere, lăsând focul nesupravegheat. De aici nu a fost decât un pas până la producerea unor adevărate catastrofe, cum a fost cea înregistrată pe dealul Istrița. 50 de hectare de pădure de pin s-au făcut scrum în urma unui incendiu de vegetație uscată. Până la această dată, angajații Agenției Județene de Plăți și Intervenție în Agricultură au aplicat sancțiuni pentru un număr de 146 de fermieri, în valoare totală de peste 140.000 de lei. Luni de zile, pentru multe instituții din județul nostru, s-au desfășurat acele acțiuni de amploare, de verificare a suprafețelor incendiate de către unii dintre băienii noștri și parte dintre dumneavoastră și fermieri, pe incendiile de vegetație, urma sancțiunilor stabilită pentru 2022 este de 142.000 de lei. Aceste plăți s-au redus din plățile pe care dumneavoastră le-au primit, începând cu avans 16 octombrie și acum în luna decembrie cu plata finală. Avem și contestații de la o serie de fermieri în urma comunicării rapoartelor. Incendiul de pe dealul Istrița a fost atât de puternic încât pompierii s-au luptat cu flăcările mai bine de 3 zile. Două aeronave C-27J Spartan din dotarea forțelor aeriene române au fost configurate pentru misiuni de stingere. Fermierii responsabili de incendierea terenurilor au rămas și fără fonduri europene. Au rămas în final 274, la care s-a dovedit că nu au putut susține cu documente că nu le aparțin în vina. Ca urmare, pentru aceștia 274 s-au introdus rapoarte de control de nerespectare a acestei norme de ecocondiționalitate. Fiind primul an în care s-a constatat această nerespectare, cuantumul plăților s-a redus cu 5% pe ordinul care prevede sancțiunile pentru acest tip de nerespectare. Prima abatere, să spunem, la prima constatare, se apreciază că este datorită neglijenței și se reduc toate plățile directe, adică toate plățile la care fermierul ar avea dreptul din fonduri europene. APIA anunță că începând de anul viitor, sancțiunile pentru incendierea terenurilor se vor înăspri, cei din urmă riscând pe lângă amenzi și dosare penale.